Spuneți-mi și mie ce transferuri doriți să mai facem la echipă, chiar sunt curios. Că până acum voi ați făcut și transferurile. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Uite, mi-a alocat 1.700.000 pentru vânzarea lui Nicușor Bancu. Player check. M-am luat pe Bradley de noi, era acolo fundat și terminat. Batem Botoșanu. Exact ce v-am zis de fiecare meci pe care am avut până acum. Nu știm dacă vom bate, dar am încredere în băieți foarte buni. Simulăm meciul cu Astra. Da?
este deja bani. Dar cred că Bayern crește destul de bine. A făcut și Bayern în la 70. Ușor, ușor de credit la credit. Mamă, cât bani se cheltuiesc într-o oră. Oficial. Mi-a venit o ofertă. Salut, salut. Cum pot da mai rapid oare? Deși nu cred că se poate. Ofertă pentru Mihai Roman. De 700.000 să-l dăm, să-l dăm. Dăm reșec. S-a acceptat și Ivan. Vali Constantin transfer 670.000. Hai să negociăm. Da. Am văzut că e în genul. Sunt foarte fericit. Salut, Vindu. Jucăm cu voluntariu. Andrei Bani Așentat, că ne-am băgat pe Elvi Coric. Salut, bom. Salutare, salutare pe tine. Thank you. Enjoy the game.
Spuneți-mi să stați acum pauză puțin. Mă auziți? S-am mutat un microfon mai așa. Ia. Mă auziți? Ok, acum? Spuneți-mi dacă acum mă aud bine. Cred că acum mă aud bine. Acum sigur mă aud bine, că se deselectase microfonul din OBS. E ok acum? Vă mulțumesc! Vlad Dragomir! Foarte bine aici! Rattle de noi. N-ai duni? Haideți, mă, pei! Haideți, mă, puțin! Gol! Ne conduce voluntari! Au, Doamne, nu cred!
Ne conduce voluntariu. Nu pot să țin puțin de o minge. Trebuia să cumpăr și eu un atacant mai mobil. Ce fac eu greșelile astea? E bună? Hai, Cristi! Nu pot să intru acolo în combinații deloc. Așa fac la pauză. Așa fac Craiova. Poate să rateze de acolo. Ideea e că aduce mingea acolo sus, dar... Fault. Hai, Vali, și tu. Bravo, Bala. Ia uite-l. Hai, Vali, și tu! Cer combinații pe care le știu eu și nu-mi ies pentru că jucătorii au overall foarte mic și n-au passing. Nu pot să cred așa ceva ce s-a întâmplat la faza asta.
Dacă de aici nu dăm gol, cum să câștigăm? Am avut două mari. Bravo, bravo. Hai că e bună asta. V-am zis că e bună acțiunea. Corect, să-l băgăm pe Eusebio. Vale Mihaila. Hai Barbie, hai Barbie. Valentin Mihaila! 2-1. E foarte greu să joci 4-2-3-1 la carieră. Ai nevoie... Ai nevoie de... De doi atacanți la carieră. Trei la unu.
Salut, Andrei! S-a mișcat FCSB viitor, văd. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Nu, today without Ivan. Dacă am câștigat, ce întrebare e asta? Că ați câștigat fără Ivan. De la sezioane. Salut, salut! Thank you so much for your time. Ia să vedem. Suntem pe primul loc. Văd 20 de puncte. Eu sper că da. Avem un meci destul de important acum cu FCSB. Un meci pe care trebuie să-l câștigăm neapărat. Ca în realitate, așa că am nevoie de suportul vostru chiar la acest meci, pentru că e foarte important să câștigăm, să batem pe FCSB. E bună? Nu.
Dragomir! Fuu! Larul intră aici bine de tot. Hai, Vali! Are viteză, Mihaila. Cămă, ce ratează! Important meciul cu FCSB acum să câștigăm. Mamă, ce mi-a făcut nederi pe aici. Salut, salut! Ce ratare incredibilă. A treia ratare. Hai, chic. Nu-i offside. Bară! Gol! Universitatea Craiova marchează Alexandru! Ce când dăm? Roman 2-0 pentru Universitatea Craiova. Gol! Mihai Roman. Madamax,
Mă, de Max, mă bucur, îți dai seama. Haideți toți! Controlat meciul. Wow, Vlad, ce pasă proastă ai dat. Da, greșeală mare acolo în apărare. Nu, nu e niciun peș, am băgat-o eu. Hai, Cristi!
Ar fi important o victorie. N-avea cum să dea de acolo. Schimbări mai facem și noi. Pentru tine am face orice. Offside. Wow, n-a fost offside. Ia, am încercat ceva aici, o nebunie. Fluiera, domnul arbitru, Fluier final bate în FCSB cu 2-1. Să vedem și recapitularea meciului. Aici e ocazie mare a noastră, cu un colici. A, sau nu e? Ba da. Zboară gol. Cam acesta a fost meciul cu FCSB. Mă bucur foarte tare că am reușit să câștigăm. Da, și statistica ne dă... ne dă dreptate. Just a quick couple of questions.
further questions. Thanks so much. Și aș vrea să fac, mai ales la jucătorii ăștia mai UEFA Champions League, opa. Opa. Se aude inul ligii pe Ion Oblemenco. Se aude inul ligii pe Ion Oblemenco. Ce face băieți? Avem meci cu Atalanta. Ia să vedem, Bayram. Deci noi la Bayram, Mihailă și... Ia să-i schimbăm aici lui De Noer. Ia să facem puțin, să-i ajutăm pe băieți, că probabil dacă facem noi A, cresc mult mai bine. Bam. Bam. Ce i-a făcut Vali aici? Hop. Lasă-mi mingea, lasă-mi mingea. Pac. B, vreau A. Frumos m-am făcut. B. Hai, lasă-l B. Salut! Azi e mai greu cu fane. Stă și aici, adică nu prea am cum să... Foarte greu. Ce transfer să fac? Pentru că atât am făcut. Mi-au zis băieții pe cine să cumpăr. De? Aoleu! Ce ai făcut, Dănuțule? Ce greșeli fac. Greșeli, greu. Bravo. A, uite, vezi că trebuie să trag la poartă. De-aia, nici la Vali. Hai să mai încercăm o dată. Nici la Vali. Eu m-am dus cu mingea ca fraierul. Luam A la Vali, 100%. Pentru că nici n-am pierdut atâtea mingi. Aici am pierdut din prima. S-a terminat, dar la o, cum s-ar spune.
Ai, mă, fane. Trebuie să-i driblez acum. Bine că mi-a dat mingea, ultima. De. Hai să mai încercăm o dată, da. Bravo. Asta a fost foarte bună. Hai, mă, fane. Hai că n-am pierdut-o. A ieșit acum. Ce? Hai să zicem că e ok. A crescut ceva. Simulate. A, bună. A, și de Noier, ceea ce e super ok. Și mâine la ora 17:30 vom face din nou live, din nou cu această super carieră pe care o avem și vreau să semen cu Dan Buzărnescu, este un raid, de la cine este acest raid? Mulțumesc, mulțumesc de raid, dar nu-mi dau seama de la cine e. Aaa, gata, de la Remus, mulțumesc tare mult Remus, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc Remus. Vă mulțumesc tare mult pentru raid. Da, 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 de la ei este raidul. De la ei este raidul. Mulțumim tare mult. Remus, am văzut că a făcut. Îți mulțumesc mult, Remus. Remusau. Da, băieți, mâine la ora 17:30 continuăm cariera pe care am făcut-o astăzi. De-abia aștept. Până data viitoare vă urez toate cele bune. Eu am fost Dan Buzărnescu. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să aprindeți clopoțelul. Să-i dăm și lui Remus moderator. Îți mulțumim tare mult, Remus, că ne-ai făcut raid. Eu am fost Dan Buzărnescu și până mâine.